Noua pasiune a tinerilor din ultimii ani în materie de distracție sunt drogurile. Acest fenomen a început să ia amploare în rândul adolescenților și minorilor, care încă de la vârsta de 12 ani consumă tutun, alcool și stupefiante. În municipiul Zalău, elevii au început să devină dependenți de drogurile care le schimbă viața peste noapte într-un coșmar. Cum comentați faptul că tot mai mulți minori se droghează? Un dezastru pentru țara noastră. Totul pornește de la conducere, părerea. Guvernant sub cota zero, nu contează culoarea politică. Foarte simplu, dau părinții bani și nu știu ce să facă cu banii. O să-și cumpere o carte sau o revistă și cumpere droguri, pentru că e mai așa au învățat, probabil de la televiziune. Cam atât. Nu-i bine. Eu am fost în Germania și am văzut cu niște fătuți, atâta cu serinca aș băga drogul. 19-20 de ani atunci. Nu-i bine. Nu-i bine. Tutunul și drogul astea nu-s bune. Nici băutura. E bună așa, dar cu măsura. Lipsa locurilor de muncă și probleme din astea. Nu știu ce să zic, dar în orice caz nu-i bine. Probabil că văd foarte multe lucruri și eu chiar mai repet câte un copil cu țigările, îl văd în clasa a 4-a, a 5-a, îl văd fumând și mai că nu-l iau de urechi. Deci nu-i bine. Nu-i bine pentru sănătatea lor, nu știu ce fac părinții, nu-i verifică. Eu, cel puțin asta, eu ca mamă, am ajuns la concluzia asta, că părinții sunt dezinteresați de copii și nu-i verifică. Și vorba de sănătatea lor. Deci, și cu țigările și cu, eu știu, alte substanțe sub formă de droguri, ce mai iau ei. Cam asta e. Și eu am întâlnit copil care s-a drogat. Am fost într-o seară la urgență și am văzut copil care l-a pornit hemoragia. Copil de clasa 8-a. No, vă dați seama ce înseamnă pentru un copil de clasa 8-a să se drogheze și cum îi este pusă în pericol sănătatea și viața chiar. Personal, cred că Ministerul Învățământului și Guvernul ar trebui să ia niște măsuri mai drastice în privința copiilor și chiar a adolescenților de liceu. Se duce mai bine la școală și la școală și părinții. Altceva ce? Trebuie urmărit să, și ce fac copiii și atunci vor putea fi mai supravegheați. Asta e rău că se drogează. Nu trebuie să drogheze ei. Nu știu de ce, numai acum după Revoluție s-au întâmplat lucrul ăsta. Eu nu știu din ce cauză se droghează ei și asta e foarte, foarte rău pentru sănătatea lor și pentru, într-adevăr, și pentru familie, bani consumați. N-au ce să facă, din păcate. Numai cu prostii se ocupă. Nu-i un brucător, am 48 de ani, nu mă bucură lucrul ăsta. E un lucru care nu l-am făcut în copilărie când am fost tânăr, am muncit pentru un ban și ar trebui să fie părinții atitudine, să se prevede mai atent pe copii. Că e probabil că sunt care se drogează și nu e un lucru plăcut. Și am un băiat are 24 de ani, nu fumează, nu bea alcool și e un băiat liniștit. Aici e baiul de acasă. Ce e 7 ani de acasă? De acolo începe. De acolo, cum să zici, mi-e ta ce vrei. De acolo începe, de la ce e 7 ani de acasă?